oricine. Mihai cineva și Nicolae nimeni. Toți patru sunt vecini. Sunt niște oameni foarte cusecare. Trec drept oameni de clasă înaltă. Îi întâlniți pretutindeni. Toți patru sunt membri unei biserici. Fiecare, oricine, cineva și nimeni. Sunt niște membri foarte ciudați. Au capriciile lor ca oricine, ca fiecare dintre noi. E diferit de celălalt. Dar aceștia au o mentalitate deosebită asupra bisericii și asupra misiunii. Iată, de exemplu, activitatea lor în ziua de duminică. Fiecare, de obicei, rămâne acasă duminica, ca să trebuiască să se odihnească. Dar de data asta s-a dus la pescuit. De ce? Ca să aibă ce povesti a doua zi la servici. Oricine ar vrea să vină la biserică, are intenții bune și serioase, numai că își aduce aminte de un lucru. Cineva s-a supărat pe păstor din cauza unor lucruri care le-a spus dintr-o pildă a Domnului cu lumina, care în loc să lumineze face numai fum. Și cineva susține că păstorul a vizat direct